Salut tuturor, numele meu e Alex Dabel, lucrez în cadrul Departamentului de Cercetare și Dezvoltare, sunt director al Nutraceuticals și pentru inovare și mă bucur să vă pot vorbi astăzi, chiar dacă formatul e unul neobișnuit. Subiectul intervenției mele e Adaptive, știința bunăstării mentale. Sper că veți putea resimți beneficiile acestui produs minunat, mai ales în aceste vremuri dificile. Să vă spun în ce context a apărut această platformă, Adaptive. Sănătatea cognitivă este un domeniu complex și o mulțime de fațete din viața noastră, inclusiv stilul de viață, au un impact asupra sănătății noastre mentale și emoționale. Să începem prin a vorbi despre stres, o realitate care ne este cunoscută tuturor. Stresul poate fi descris drept un continuum dinamic care fluctuează de la o zi la alta, de la o împrejurare la alta. Mai mult decât atât, un eveniment stresant pentru o persoană poate să nu fie stresant pentru o altă persoană. Iată contextul dinamic în care evoluează oferta de produse Adaptive. Stresul poate fi un element pozitiv. Stresul bun e cel care e descris drept episodic, pentru că se manifestă pe măsură ce evenimentele stresante apar. El poate conduce la îmbunătățirea funcției cognitive, a răspunsului imun, ba chiar a productivității. Că stresul e cronic sau episodic, răspunsul fiziologic la el e același. E vorba despre o cale denumită axa stresului. Această cale și bucla de feedback aferentă demonstrează legătura dintre axele fiziologică, respectiv emoțională. Axa fiziologică este denumită și axa cognitivă, iar procesul se prezintă astfel. Sistemul nostru se află în echilibru, în homeostază, apoi se confruntă cu un eveniment stresant, ceea ce conduce la o reacție chimică și la o reacție fiziologică prin care organismul revine la homeostază sau încearcă cel puțin acest proces repetându-se zi de zi. Indiferent cum am caracteriza stresul, e evident că ceea ce resimțim pe plan emoțional se traduce și pe plan fizic. Percepția devine realitate, iar capacitatea noastră de a gestiona stresul ne influențează sănătatea fizică. Cele două aspecte fiind interdependente. Dacă nu reușim să facem față stresului episodic, ne expunem riscului de stres cronic, iar stresul cronic e cel care poate avea efecte nocive asupra sănătății fizice. Pot apărea astfel o serie de schimbări fiziologice, cum ar fi lipsa energiei, schimbări metabolice, imunosupresie, perturbări cognitive și altele. Stresul este o realitate inevitabilă a vieților noastre, așa că întrebarea mai pertinentă ar fi următoarea: când devine stresul nociv? E esențial să putem gestiona stresul pentru a ne putea păstra sănătatea mentală și fizică. Iar modalitatea de gestionare a stresului e denumită capacitate de adaptare. Din fericire, majoritatea dintre noi vom descoperi că avem o capacitate de adaptare suficientă pentru a gestiona stresul cu care ne confruntăm, mai ales dacă e vorba de stres episodic. Ocazional însă vom descoperi și că capacitatea noastră de adaptare e insuficientă și că apar o serie de schimbări fiziologice dintre cele menționate anterior. Apare deci un decalaj de adaptare care poate fi ajustat pe două căi, fie prin eliminarea stresorilor cu care ne confruntăm, ori prin extinderea capacității noastre de adaptare. Capacitatea noastră de adaptare e influențată de stilul nostru de viață, ca și starea noastră în general. Unii din principalii perturbatori ai capacității de adaptare sunt alimentația precară, odihna insuficientă, bolile cronice și altele.
Există stiluri de viață sau opțiuni de stil de viață și produse de autoîngrijire care ne vor ajuta să ne menținem o capacitate de adaptare suficientă. Adesea suntem capabili să gestionăm stresul cu care ne confruntăm, capacitatea noastră de adaptare nefiind depășită. Asta înseamnă că homeostaza noastră e una bună, însă dacă ne confruntăm cu stres cronic sau dacă capacitatea noastră de adaptare a fost diminuată, atunci apare un decalaj care poate antrena modificări fiziologice. Un perturbator, cum vă spuneam, e alimentația precară. De altfel, alimentația corectă e la baza oricărui stil de viață sănătos. Însă, adesea nu reușim să avem o alimentație sănătoasă mereu, de aceea Lifelong Vitality își propune să soluționeze această dificultate. Am putea vorbi ore întregi despre efectele benefice ale mineralelor, acizilor grași, carotenoizilor, polifenolilor, cofactorilor mitocondriali din conținutul acestor produse. Însă astăzi eu nu vrem să ne concentrăm în detaliu asupra conținutului lor, ci asupra mesajului că menținerea homeostazei și a capacității de gestionare sau de adaptare a stresului necesită o abordare holistică, atât din perspectiva stilului de viață, cât și din perspectiva produselor de autoîngrijire pe care le alegem. Și aici intervine Adaptive fiind construit tocmai pe aceste considerații. Au fost realizate cercetări care au produs dovezi convingătoare cu privire la eficacitatea sa. În plus, acest produs va avea un efect calmant asupra stării noastre de spirit și a emoțiilor noastre. Vă doresc multă sănătate în încheiere și sper să ne revedem curând.